Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi, eu, în primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru lumina asta. Mă rog, nu că nu s-ar mai fi dublat până acum, dar nu întotdeauna mi-am minte să vă spun. Nu ne aștept de mai deloc lumina naturală și trebuie să fie cam 90% artificială, din păcate, dar n-am vrut să mai amân filmarea acestui video pentru că au venit mai repede coletele și vreau să trec prin ele cât mai repede și să treacă și momentul ăsta, să returnez cei de returnat, să-mi iau și banii înapoi unde e cazul. Și eu să vedem, mai ales pentru că sunt foarte curioasă cum și ce o să se întâmple. Nu de mult, când am făcut eu primul video de genul ăsta, haul comparativ, am crezut la momentul respectiv că o să fie cam singurul pe care o să-l fac. N-am vrut neapărat să fac o serie, iată-ne la al treilea, deci deja se poate numi o miniserie. Nu știu sigur dacă o să mai fac, dacă o să continue sau nu, dar cel puțin cum s-au desfășurat lucrurile pentru video ăsta, au cam venit către mine toate aceste informații vizuale pe care m-am bazat când am făcut comenzile de la Zara și de la Shein. A patru articole o să avem, care zic eu că sunt cel puțin foarte asemănătoare din pozele, evident, de pe aplicațiile de pe care le-am cumpărat și, sigur, la Zara le-am mai văzut și în magazine pe View, deși în ultima vreme nu prea le-am mai văzut, au mai schimbat marfa, ei schimbă oricum periodic marfa, dar pe online, bineînțeles că încă erau disponibile acum, nu mai știu, câteva zile când am pus comanda, o săptămână cel mult, probabil. Cam așa. Și pur și simplu le-am văzut și pe Shein, nu pe aceleași, nu pe toate, dar mai ales gențile cred că mi-au atras atenție și știam că sunt și multe gablonțuri și articole, accesorii în zona asta, care ar putea să fie cel puțin asemănătoare, dacă nu chiar aceleași din aceleași surse, și am mai căutat și am mai găsit. Aș fi vrut să găsesc un al cincelea articol ca să fie așa un număr impar, dar n-am mai reușit. Pur și simplu, e foarte multă informație, cel puțin pe Shein, că pe Zara, sigur că pot să trec prin toate accesoriile care sunt disponibile într-un anumit moment de timp, dar pe Shein n-am cum să fac chestia asta și probabil că mai sunt articole identice sau asemănătoare, dar n-am mai ajuns eu la ele și n-am vrut să mai am în momentul ăsta, că se schimbă stocurile foarte repede, mai ales la Zara, se schimbă stocurile foarte repede, dispare marfa și ratam momentul, așa că astea fiind zise, nu mai vreau să lungesc introducerea mai mult de atâta, o să trec prin ele în funcție de, nu știu ce, cred că am ceva argintiu și ceva auriu, sunt două aurii, două argintiu, o să luăm așa pe cromatică, da, pe metale. Hai să vedem ce îmi pică în mână întâi de la Zara și pe urmă o să urmăm aceeași linie pentru Shein. De la Zara am această mare cutie, așa a venit, doar am desigilat-o ca să nu facă lăgie. Și toate sunt înăuntru, sau ar trebui să fie. Și de la Shein au venit în două și pentru două livrări separate, două colete separate. Asta odată, care pare un singur articol aici. Și aici sunt, a venit geanta asta, cred, o geantă separat și am mai scos eu dintr-un colet mai mare și am pus și aceste accesorii aici. Așa că hai să vedem. Deschid cutia de la Zara și să vedem ce, deci, așa vin ele ambalate cu această hârtie și atât. Adică văd că n-au absolut nicio protecție, nimic. Ce văd eu prima dată? Această geantă stea, deci am ales culoarea argintiu, să spunem. Această geantă stea care este și zgâriată. Și nu cred că sunt doar amprente, nu sunt doar amprente, este chiar zgâriată. Cum ziceam, lumina nu ne ajută, dar o să încerc să inserez totuși niște cadre ca să se vadă, dar cred că se vede și așa, se reflectă și ring light-ul, v-am zis că am lumina artificială, dar se vede foarte clar că aici e o zgârietură. În rest sunt amprente, nu cred că mai sunt alte zgârieturi sau nu văd acum, dar aia e o zgârietură. Astea sunt amprente, da, aici se vede. Opa, cum arăta mai devreme că se și vedea. Că aici este cu totul altă discuție. O să inserez niște imagini mai bune cu asta, nu se mai reflecte ring light-ul așa urât. Oricum, este o geantă absolut drăgălașă, sigur, dacă vă place genul ăsta de articol, mie mi se pare foarte adorabilă și mai ales pentru vară foarte potrivită. Văd că are bareta înăuntru, 199,90 de lei, a venit și cu etichetă de preț.
Încerc să o deschid. Încerc încă să o deschid. Aha, ok. Bun, erau masele încurcate aici. Cred că este și ceva magnetic. Da, 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 e un magnet și de asta a venit așa greu. Știam, n-am vrut să o forțez, evident. Știu că e deja zgâriată, dar na, totuși am de gând să o returnez. Sper să nu fie probleme la retur pentru că e agățată, că zgâriată, că n-am zgâriat-o eu. Dar, da, oricum încerc să am grijă să o menajez. Deci aici e o închidere magnetică, așa, sunt magneți câte doi pe ambele părți și vine așa. Are aici manetele astea de care tragi ca să deschizi. Da, are aici o protecție ca să nu cadă lucrurile din ea, bineînțeles, când cască prea tare. Are o protecție în interior, deși nu știu că e neapărat necesară, cred că are aici o hârtie la interior care o protejează. Și aici scrie Zara. Ok. În rest, așa este interiorul și are această baretă care se prinde... Care se prinde așa, cu astea, cu cârligele astea. E prinsă într-o parte și mai trebuie prinsă în partea cealaltă dacă vrem să o purtăm, bineînțeles. O să o las așa, să vedem ce a venit de pe Shein. Are o gândire proprie. Așa, asta de pe Shein a venit ambalată în, mă rog, cutia asta bătută de soartă și de transport, dar a venit într-un săculeț, ce să vezi. Așa a fost ea ambalată, cu plastic la interiorul cutiei și cu acest săculeț de protecție. Asta bareta o are pe din afară, ceea ce înseamnă că ar fi putut să se zgârie chiar cu propria baretă. Pe de altă parte, ia să vedem dacă șterg amprentele. De altă parte arată mult mai bine. Da, se vede deja că sunt identice, nu? Pe de altă parte arată mult mai bine. Asta are doar amprente. Din ce văd, până nu le șterg pe toate, nu o să-mi dau seama, dar 100% nu se vede aceeași mare zgârietură care se vede pe cealaltă. Zara Shein. Trebuie să vă mai spun că sunt absolut identice. Sunt absolut identice, în afară de baretă. Bareta asta de la Shein este sub formă de lanț, cumva, are zalele mai mari și asta e, mă rog, un alt fel de lanț, așa mai, nu știu să mă exprim, fără zale, așa, șarpe sau cum să-i zic. Altfel, în rest, nu e absolut nicio diferență. Haideți să vedem înăuntru cum arată asta de pe Shein. Păi da, are același tip de interior, evident, cu protecțiile astea în laterale care ca să țină lucrurile să nu cadă când o deschizi. Evident că nu scrie Zara la interior, că nu e customizată pentru Zara. În rest, are același, evident, tip de interior, că nici nu putea să fie foarte diferit. Cred că e o culoare un pic mai închisă. Deci e vorba de o customizare ușor diferită, da. Exact. Asta e o nuanță mai deschisă la interior, asta e o nuanță mai închisă, dar în rest e același lucru și cam fix aceeași dimensiune. Am impresia, deși am văzut și pe Shein că erau mai multe modele asemănătoare sau identice cumva, dar cu niște dimensiuni ușor variate, un jumate de centimetru sau ceva de genul ăsta, mai mic, mai mare. Am încercat să iau exact aceeași dimensiune și mă, cred că m-am descurcat destul de bine. Și cam asta este situația. Da, tot magnetic e aici, că s-a simțit că a ținut lanțul când l-am apropiat. Bine, e normal să fie magnetic pentru că nu e niciun alt fel de închidere. Totul se apropie și rămâne închis prin magnetism și se deschide așa. Deci cam asta este situația. Așa se prezintă cele două articole. E că pe asta am închis-o cu... Am închis-o proste, s-o închid frumos. Sigur că și pe articolele de la Zara scrie pe multe dintre ele. Mă rog, vorbesc de accesorii acum, că hainele sunt un pic altă discuție. Dar accesoriile, multe dintre ele, pe multe dintre ele scrie că sunt made in China. Așa că nu ar fi neapărat surprinzător să vină din aceleași fabrici
cu o customizare ușor diferită sau făcută secundar primei achiziții. Am mai are o scrietură și mai urât aici. Asta chiar e adâncă. Deci, ce să vă zic, măcar asta de pe șine nu a venit zgâriată. Nu mă înțelegeți greșit, sunt fan Zara, sunt un, mă rog, nu știu dacă fan, dar sunt un client fidel Zara și o să fiu în continuare, cel puțin pe partea de haine și chiar mi-am cumpărat recent cei mai comozi balerini din lume de la ei și frumoși, mie care nu-mi plăceau balerini, adică, mă rog, nu vreau să vă fac o paranteză prea mare, dar vreau să vă spun, n-am absolut nimic direct cu Zara, doar am observat lucrurile astea și până la urmă, cred că e o informație utilă pentru cei care cred că dacă atunci când cumpără de la Zara sunt mai etici decât atunci când cumpără de pe Shein. Până la urmă, cam asta vreau să fie morala acestor videouri. Să ne dăm seama că marfa asta e peste tot printre noi și că la foarte multe articole nu numai că plătim mai mult decât am putea să plătim, dacă le luăm din alte surse, dar nici măcar nu este foarte multă transparență, să spunem, în privința surselor acestei mărfuri. Repet, Zara a scris pe multe dintre ele că sunt made in China, deci din punctul ăsta de vedere nu e absolut nimic în neregulă. Dar multă lume are impresia totuși că na, Zara, ok, nu e chiar cel mai etic brand, dar parcă e mai bine decât chinezismele. Deci 199,90 de lei, aproape 200 și asta 20 de euro 71, adică 103 lei. Asta ar fi diferența de preț. Mai avem o brățară care, ia să vedem ea cum se prezintă, brățara asta de la Zara. 109,90 lei și o să scot de aici ca să vedem mai în amănunt cum se prezintă. Chiar dacă va trebui să-i deteriorez un pic ambalajul, nu cred că am încotro. Cred că trebuie să o forțez puțin, adică ambalajul să-l forțez puțin și să o scot de aici. 109,90 lei. Așa, brățara care mi s-a părut echivalentă de pe Shein. O să foșnesc puțin. Așa vine ea ambalată, într-o simplă protecție de plastic. Acum, ce văd eu deja ca diferență? Cred că nu am ales eu finish-ul bun de pe Shein, pentru că asta e mai mată și nu mi-am dat eu seama din imagine, pentru că avea mai multe finish-uri pe aceeași nuanță. Pe argintiu aveau vreo 2-3 finish-uri, pe auriu la fel, cam asta e. Cred că găseam și mai asemănătoare cu asta. Dar am ales, probabil accidental, una mai lucioasă. Ele așa arată. Stai că să le-am inversat. O să rămân cu Zara aici și cu Shein aici, ca să nu ne zăpăcim. Asta este. Așa arată ele. Aici văd că asta de pe... Ba nu, cred că e la fel. Mi s-a părut că asta de pe Shein ar fi mai mică, dar nu cred. Cred că e doar o iluzie. În rest, da, e aceeași dimensiune și același design. Vine, ia să-l dețin exact așa, în aceeași poziție. E o brățară care se poate purta, mi-a plăcut foarte mult și cum e stilizată ea în imagini, mai ales la Zara, se poate purta așa, la o manșetă. Și așa o să o și port pe asta, pe care o păstrez de pe Shein. Nu de alta, dar nici nu pot să le returnez. Dar oricum, mi s-au pus niște lucruri drăguțe de data asta, pe care chiar aș vrea să le păstrez și aș putea să le port. Deci așa, se poate pune la încheietură, se poate prinde manșeta unei cămăși cu ea și asta mi s-a părut interesant. Ca să nu mai suflești mânecile, manșetele, cămășii, dar să le prinzi, să nu te deranjeze și să și arate, zic eu, într-un styling foarte fericit. Acum am ajuns la tipsuri de styling cu ocazia asta, ceva de genul ăsta. Sigur că nu neapărat vine cel mai bine pe cămașa asta, dar pe o cămașă albă, pe o cămașă neagră, pe o cămașă iunii, în general, ce frumos ar veni. Și eventual, așa, când vrei să faci o tranziție de la zi la seară și vrei să faci un artificiu de styling și să pui un accesoriu mai deosebit, se vede foarte frumos așa. Mă rog, cred că merge bine și cu asta. Și asta de la Zara, la fel.
Deci, cum ziceam, din ce văd eu, singura diferență este finish-ul, care la Zara este mai de fier, așa, mai mat, mult mai matifiat. Și la Shein nu am nimerit eu exact același finish, dar sigur îl aveau, că am văzut că erau niște diferențe. Rest, ce să vă zic? Este... Cam asta este. Cam asta este. Pe Zara v-am spus 109,90 de lei și cea de pe Shein este 6,34 euro, adică 31 de lei și 53 de bani. Deci, așa, 109,90 lei, 31 de lei, 53. Asta este diferența de preț în cazul ăsta. Mai departe, cu ce continuăm? Continuăm cu o geantă. Hai să revenim la genți. Geanta asta, pe care eu am tot văzut-o prin magazine, acum mă mir că nu e asta mai zgâriată de atâta, pentru că atâta cât am văzut-o zgâriată în băneasa, n-am văzut-o... Bine, e un pic matifiată, cred că era mai lucios finish-ul ei. E un pic... cred că are o peliculă sau ceva pe ea, mă rog, nu știu dacă e atât de important. 189 de lei 90, deci 190 de lei, să spunem, asta de pe Zara. Hai să vedem, ea vine ambalată așa, cea de pe Shein, cu multă protecție. Iată, e un plastic în care e o din asta cu bule și un plastic. Da, finish-ul este mult mai lucios și așa mi-amintesc, exact așa mi-amintesc să le fi văzut când le-am văzut și în Zara, în magazin. Acum nu știu că a fost cea mai înțeleaptă achiziție, dar e mult prea distinct modelul și l-am văzut numai la Zara, așa că n-am putut să mă abțin să nu le includ și pe astea în haul ăsta comparativ, pentru că efectiv eu n-am văzut nicăieri în afară de Zara și chinezisme, magazinele astea chinezismele, chinezești, eu, genul ăsta de model, sigur că este și pe Temu sau e ceva asemănător. Deci asta este mult mai matifiată, asta e singura diferență pe care o văd, de data asta nu cred că este finish-ul pe care ai intenționat să-l aibă, se vede că sunt foarte mici zgârieturi care i-au schimbat textura. Mie așa mi se pare, eu așa mi-o amintesc din magazin din Zara. N-am mai găsit-o în magazin să o cumpăr, v-am zis că nu mai era expusă, dar de asta am luat-o așa. Asta nu are absolut nicio zgârietură, este impecabilă. Din ce văd, n-am văzut încă nicio zgârietură. Și asta e, într-adevăr, nu are nicio zgârietură mare, dar are mai multe mici. Alea din magazin erau zgâriate cam cum era geanta stea, cam același gen de zgârieturi aveau. Așa, asta ziceam 189 lei 90, asta este 23 de euro 92, adică 100 și vreo 19 lei. Cam asta e diferența. La asta e diferența de preț mai mică, dar tot e o diferență de preț. Să vă mai spun, nu știu, dimensiunea e aceeași, în afară de finish totul este același. Asta parcă nu e la fel de aurie, acum nu știu dacă asta s-a făcut mai aurie pe măsură ce s-a mai bombardat sau așa a fost de la început. În interior e așa, neagră, iarăși are niște protecție relativ inutilă la interior în loc să o aibă pe exterior. Are bareta asta aurie, de data asta e prins aici, nici nu vreau să o desfac, dar este absolut similară cu cea de la geanta stea, numai că e aurie, exact același model de curea de geantă. Văd că are și o alarmă, nici nu știu cum a ajuns ea. Bine, da, am cerut livrare. Ba nu, am ridicat-o din magazin, dar n-a țipat când am ieșit cu ea. Parcă era cumva dezactivată. Bun, să o deschidem și pe cea de pe Shein. Să văd și eu cum arată, că până la urmă asta îmi rămâne. Haide, domne, așa. Așa. Relativ neagră la interior, sigur cu protecțiile astea de lateral ca să nu pice lucrurile din ea, astea sunt standard. Aici este punguța cu bareta și bareta în cazul ei este asemănătoare cu cea tot de la Shein stea. E o baretă lanț.
sincer, prefer bareta de la Zara, dar nu o să păstrez un articol mult mai scump și care nici nu arată bine ca finish și ca, mă rog, cum e păstrat și întreținut. Adică mi-au venit deja zgâriate și bombardate, nu mi se pare în regulă deloc chestia asta. Nu o să le țin doar pentru că au bareta mai frumoasă. Îmi găsesc eu altă baretă, mai am baretă pe aici. Asta este o baretă cu zale, aceleași zale, aceeași diferență de baretă. În rest, n-am nicio diferență. Asta e un pic, e un pic nou, așa că e normal să fie mai rigidă, nu? Deci, asta este interiorul. Evident, aici este asta cu Zara, pe care aici geanta asta nu o are, normal că nu e customizată pentru Zara. În rest, da, ce să fie diferit? Ce să și fie diferit? Tam, tam. Cred că de data asta, mai mult ca oricând, articolele, cel puțin până acum, sunt foarte, foarte asemănătoare la, ce să zic, 99% identice. Da. Ultima, dar nu cea din urmă, o pereche de cercei, care sunt cumva în set cu brățările de genul ăsta, numai că le-am luat pe auriu ca să variez, să nu fie exact același lucru, mai ales că nici nu le-aș purta neapărat împreună. Adică o brățară ca asta, dacă o pui, cum v-am arătat, pe manșetă și mai pui cercei ăștia la urechi, poate mult, nu? Adică sunt ambele bijuterii statement, mă rog, gablonțuri, ce să zic, accesorii statement, hai ca să zic frumos, dar nu știu dacă merg neapărat purtate împreună, că e cam mult, mai degrabă separat. Ia să mă pregătesc și cu prețul. Este prețul pe ei, aici este. Deci ăștia sunt cei de la Zara. Același finish mat sau semi-mat, că văd că în interior aici e un pic mai lucios. Tot așa gen model marin, scoică, ceva de genul. Ăștia de pe Shein au venit așa într-un plastic, într-o punguță de plastic cu din asta cu... Opa, fermoar, bun, stai că se împrăștie lucruri pe aici. Da, se împrăștie niște cheițe, dar ele au rămas întregi altfel. Ăștia sunt cercei de pe Shein. Sper că sunt tot cam la fel, ba nu, ăștia, iarăși, cred că am ales un finish un pic mai lucios decât la cei de la Zara. Asta este situația. Nu văd diferențe de model, într-adevăr văd diferențe de finish, într-adevăr, iarăși am ales un finish un pic mai lucios, deși nu e complet lucios, dar e mai lucios decât cel foarte mat de la Zara. Și nuanța e cam aceeași, din ce pot să văd eu așa cu ochiul liber. 89,90 lei, ăștia de la Zara, și stați așa, țineți-vă bine. 2,10 euro, deci 10, aproape 11 lei perechea asta de pe Shein. Deci 90 de lei față de 11 lei, cam asta este diferența. Nu mai intru în materiale, că nu știu dacă are rost, adică și astea sunt zinc, oțel, lamă, 95% zinc. Și ăștia, din ce mi-amintesc, erau la fel, dacă e ceva, vă las pe ecran mai multe informații la fiecare, dar în principiu nu am luat materiale de data asta, adică prețioase oricum nu sunt, dar de obicei eu, când e vorba de gablonțuri și, mă, bijuterii care nu sunt prețioase, mă întreb foarte mult înspre oțel inoxidabil, că la rezistă. Zinc și aliaj de zinc și alamă, ceva ce evit de obicei, asta a fost o excepție doar pentru video-ul ăsta. La brățară n-ar trebui să fie o problemă dacă o port doar peste haine, peste manșete, și la cercei nu e atât de grav întotdeauna, pentru că practic doar tija intră în ureche și n-ar trebui să, adică atinge puțin pielea, dar nu foarte mult, așa că ar putea să reziste acceptabil. Mă rog, o să vă țin la curent atâta cât o putea să-i port, că nu știu dacă nu cumva sunt destul de grei. Ia să vedem cum se simt în ureche. Da, sunt puțin greuți, adică i-aș purta mai degrabă la o seară, o cină, nu i-aș purta toată ziua, în niciun caz nu i-aș bălângăni în urechi toată ziua plimbându-mă prin oraș, dar așa, nu, da, sunt
mediu grei, să spunem, mediu grei. Dar sunt clar pentru o ocazie, nu sunt. Adică eu mai pot cerce statement și ziua în amiaza mare, dar depinde. Nu e o discuție pe care are sens să o deschid în momentul de față, în orice caz. Astea au fost articolele. Cum v-am zis, mult mai chiar aproape toate, aproape identice, mi se pare că sunt de data asta. Și dacă e vreun dubiu, eu nu mai am niciun dubiu că ele vin cam din acele surse. Adică știu că și Shein copiază modele de la designer, dar și Zara face fix același lucru. Adică niciunul dintre astea poți să spui că este original și că a copiat Shein de la Zara, că am mai avut și discuții de genul ăsta. Nu, Shein nu copiază de la Zara, Shein copiază de la designer, la fel cum face și Zara, fix același lucru. Numai că Zara de obicei o face un pic mai nuanțat, mai adaptat, mai nu le ia tanda pe manda, așa. Shein de la caz la caz. Dar și Shein lucrează cu mai mulți producători, cu mai multe fabrici și unde își produc sau de unde își achiziționează articolele. Și Zara se pare că la fel. Eu, da, astea fiind spuse, o să le fac niște cadre mai apropiate pe care le-am inserat deja și mă pregătesc să le returnez pe cele de la Zara. Cam asta este. O să rămân cu cele de pe Shein, o să mă vedeți purtându-le. Sigur că nu sunt chiar de purtat așa toată ziua, deși geanta stea merge, cu siguranță. Restul mai pe la ocazii. Sunt curioasă cum vi s-a părut și video-ul ăsta. V-am spus, nu știu sigur dacă mai... Adică n-am un plan concret să mai fac alte videouri similare, dar se pare că vin informațiile la mine, așa că atâta cât o să mai vină informațiile către mine și dacă mai găsesc ceva suficient de relevant, interesant și modele care chiar îmi par asemănătoare la branduri diferite, o să mai fac videouri de genul ăsta. Nu am un plan concret, nu mi-am propus ceva anume, nu vreau să creez niște așteptări, dar iată că sunt deja la al treilea video și mi se pare important să avem habar ce se întâmplă și să facem achiziții informate, să nu mai blamăm atât doar chinezismele, site-urile chinezești, când de fapt sunt peste tot în jurul nostru lucrurile astea și asta încerc să vă arăt, că e bine să știm ce facem, să știm pe ce ne dăm banii, să avem informația asta, nu neapărat să nu mai cumpărăm din anumite surse, dar să cumpărăm informații și mai ales când sunt lucruri de genul ăsta și cu diferențe de preț atât de mari, eu m-aș gândi de două ori. Adică la hainele de la Zara știu sigur, când mai ales le iau din magazin și pun mâna pe ele, văd ce calitate sunt, nu stau pe gânduri foarte mult. Se mai întâmplă să găsesc modele asemănătoare pe Shein și să mă gândesc, bă, dacă cam era același lucru. Sigur că ni se întâmplă tot timpul tuturor, dar în rest, la accesorii, sigur, m-aș cam feri să mai iau, dacă știu că găsesc cel puțin asemănătoare și pe alte site-uri mult mai accesibile și aceleași materiale, aceeași calitate. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă aștept în videourile următoare.